Independența justiției și lupta împotriva corupției a fost un obiectiv pe care și acest guvern și l-a asumat într-un mod foarte clar încă de la începutul mandatului. L-am asumat fără rezerve și prin ceea ce am făcut, prin deciziile pe care le-am luat în acest an sau decizii care au fost planificate în programul de guvernare sau decizii pe care a trebuit să le luăm dator datorită unor situații care au apărut pe parcurs. Am încercat în toate aceste decizii să menținem un fir roșu, acela al coerenței luptei împotriva corupției. Știu că este un șantier enorm cel pe care ni l-am asumat și prin acest mandat scurt de guvernare, și anume acela de a pune România pe calea transparenței decizionale, pe calea guvernării deschise și de a încerca să inducem un alt fel de a guverna în interes public, în mod transparent, cu onestitate, cu modestie și cu respect față de oameni.